Găsiți, stimați telespectatori, din nou suntem la ordinea de zi de data aceasta, și uh, sunt foarte multe informații la acest moment pe ordinea de zi. Aș vrea să vă spun: că Gorjul ajunge din nou pe prima pagină a ziarelor, a televiziunilor, și să vă spun ceva. Cred că va ieși o poveste extrem de dificilă, chiar în interiorul Clubului Pandurii. Nu pot să nu fac o nu pot să nu fac o legătură cu faptul că aseară pandurii în extremi s-au reușit să câștige cu Dinamo și practic sunt salvați de la retroradare. Astăzi a, venit o lovitură de măciuca, am putea spune, adică suspendarea președintelui executiv al clubului, Eugen Pârvulescu, și în același timp a apărut și informația conform căreia suspendarea s-ar datora uh, unui blat pe care l-ar fi făcut președintele Eugen Pârvulescu în meciul de acum două etape când a câștigat Universitatea Cluj la Târgu Jiu cu 1-0. Uh, sunt uh, multe anomalii în acest uh, în acest subiect și vreau să vă spun să ne dorim să nu fie adevărat. Pentru că dacă este adevărat, Pandurii va fi suspendată, deci se va ajunge probabil la. Nu la. că punctele oricum acolo s-au pierdut, dar s-ar putea să se dea o penalizare. Au mai fost uh, cazuri, și nu doar problema unei penalizări se pune, ci problema retrogradării echipei. Stau și mă gândesc dacă această aga nu mai spun cine face parte, sunt diverse instituții, diverse firme, printre care CO, Primărie, Consiliul Județean, Artego și alții. Atenție, o decizie de suspendare a președintului pe motivul ăsta poate fi, dacă se va confirma, este o piată de moară de piciorul echipei. Deci, practic, desfințăm echipa stau să mă gândesc dacă nu cumva e premeditat tot. Și s-a luat decizia asta după ce s-a văzut că echipa se poate salva. Adică nu s-a luat nicio decizie pe ideea că echipa va retrograda. Și acum, poate s-a decis, bă, hai să văd că poate îi dăm în cap din nou echipei. Deci nu e logică o asemenea decizie cu... De o asemenea decizie. Haideți să o luăm cronologic. Pe scandalul de astăzi vreau să vă spun că nu mai vorbesc ce de sport, doar de asta v am ridicat problema aceea. O să începem cu. Uh, apropo de aranjamentele de la Pandurii, mai e o problemă. Președintele nu joacă. Deci dacă președintele a făcut un a făcut prin intermediul jucătorilor. Deocată văd că jucătorii nu implica nimeni. Bun. Haideți să începem astăzi la orele prânzului a apărut pe surse o idee că președintele clubului Eugen Pârvulescu ar fi demisionat. După aceea, la câteva ore a apărut o reacție a administratului special al clubului Universitatea Cluj, Viorel sau nu, Vlad Munteanu, fostul fotbalist care a declarat agenției Mediafax că bănuile privind un posibil aranjament la partida cu pandurii Târgui se par cea mai mare idioțenie. Cităm. Nu poți să cred așa ceva. E cea mai mare idioțenie posibilă pe care puteam să o aud pe anul ăsta. Se umbrește munca antrenorilor, a jucătorilor care au fost pe teren. Toată lumea a văzut că ne-am dat viața pe teren. Pandurii au avut și ei un joc foarte bun, dar nu au putut să marcheze s-a povestit după aia că noi le-am fi dat punctele stelei, dar am jucat foarte bine și cu steaua și lumea nu a mai avut ce să zică. Mai mare idioțenie Ca asta nu am auzit. E adevărat că e bucătăria lor, e treaba lor internă, ei știu mai bine cum să conducă, dar nu mi se pare corect față de munca unui om care chiar și-a văzut de treaba lui. Eu trebuie să iau atitudine din punct de vedere sportiv, pentru că știu ce a însemnat efortul nostru ca echipă, știu ce evoluție a avut Pandurii în acel meci. Nimeni nu poate să-mi spună mie că Roman nu a vrut să dea gol din penalti, să fim serioși. Am fost un fenomen. Mi-aș fi dat seama dacă unul dintre ei se dea într-o parte că i-a zis Pârvulescu cu ceva. Pur și simplu nu a marcat. Dacă marca un penaltiu ăla, exista riscul să, nu ne, să ne mai dea vreo două, trei, că poate nu reușeam noi să revenim. Deci, apropo de părerea celor de la bine și ce să spună și ei, la câteva minute s-a aflat după aceea, tot astăzi, că președintele Galeriei Pandurii, Vali Peptenatu, a depus plângerea la poliție și a cerut începerea unei anchete la CS Pandurii după decizia de suspendare a lui Eugen Pârvulescu. Vali Galerie, cum este cunoscut un oaș, crede că această acuzație este falsă și că face rău echipei. Părerea tuturor care cât de cât știu ce înseamnă fenomenul. Cităm, dacă Pârvulescu a făcut blat, să fie condamnat, dacă nu, să plătească acționarii. Călinoiu, Cârciumaru, cei care au semnat această decizie. Nu mai au bani să țină echipa și vor să retrogradeze și să caute motive. Dacă nu fac dovada că meciul a fost trucat, ne ducem în instanță. Vor să-l pună pe Dorin Ioana, șeful clubului. PSD vrea să-și pună oameni peste tot, oameni sunt supărați în oraș pentru ce se întâmplă. Poate o să-mi aduc aminte de chestii din campania electorală. asta spune liderul galeriei și am citat, a fost declarația, a fost preluată de cotidianul Panduru și e bine să știm toată situația așa cum, cum, a, cum, a, apărut. Deci, apropo că spuneam că conflictul e mai... E. Între timp, la ora... A, a fost o declarație a lui Eugen Pârvulescu, care a susținut o conferință de presă și care a spus că a găsit pe birou o hotărâre a membrilor AGA semnată de Ion Călinoiu, Laurențiu, Ciurel, Florin Cârciumaru și Viorel David, prin care a fost suspendat până pe 29 iulie. Motivul suspiciune de blat la meciul cu Universitatea Cluj. Cităm, Dân și se sesizează după ce s-a scris în presa locală și central. Am făcut adrese către DNA, FRF, fac apel să vină să ancheteze și dacă Pârvulescu a făcut blat să mă duc la pușcărie pe viață, a spus acesta. Pârvulescu a mai spus că este deranjat că acționarii nu l-au întrebat nimic, i-a sunat pe cei din AGA, dar nu i-au răspuns la telefon în ultimile zile. Deci, destul de interesantă situația. Deci, gândiți-vă cu o echipă care avea un meci vital cu Dinamo și să nu poți să iei legătura în, în interiorul clubului ca să administrezi foarte bine lucrurile. Destul de ciudată, părerea mea, situația. Bun, tot Eugen Pârvulescu a declarat la conferința de presă de după amiaza aceasta că a semnat un acord cu cei de la Pandurii și nu a avut voie să se întâlnească cu Marin Condescu și nici nu a făcut acest lucru. Pe surse a apărut informația că unul din motivele pentru care a fost îndepărtat din club a fost o întâlnire cu fostul președinte Marin Condescu. Tot în conferința de presă, în mod ironic, Pârvulescu a dedicat victoria de aseară lui, uh, cu Dinamo lui Dorin Ioana, administratorul clubului numit DC Oltenia. Suse din club spun că Ioana nu este străin de măsura luată împotriva lui Pârvulescu. Am mai auzit de acest personaj și mărturisesc că nu-l cunosc personal, dar oricum n-am pierdut nimic și întregă nici dumneavoastră dacă nu-l cunoașteți. Însă ce legătură are un personaj de domeniu administrativ și nici la așa, făcut la apelul de seară administrator de club sau ceva de genul ăsta. Deci ce legătură are copita vaci cu ștampila primăriei? Deci la pandurii, că trebuia să spunem acest lucru. Atenție! Clubul acesta se poate, deci la scandalul ăsta, clubul se va duce de râpă. Mai vorbim în această emisiune, dar dacă nu se confirmă imaginea foarte proastă pe care o va, o va lăsa Pandurii după această situație. Bun. Iar a doua problemă, dacă se confirmă, vom avea parte cu siguranță de amenzi și de penalizare. Penalizare înseamnă retrogradare. Dacă ceva nu e în regulă la această suspendare, și vă spuneam, bun. Să zicem că. Ar fi cazul respectiv, dar eu mă cam îndoiesc că, că a fost vorba de un, de un blat cu plus, E adevărat, ciudată înfrângerea, dar știți cum e că nu vrea să intre mingea în poartă. Dacă facem acest lucru, ar trebui să ne uităm la foarte multe. Deci, înseamnă că steaua, când a luat bătaie de la oțelul, a făcut blat. Sau... Uh, multe, multe alte meciuri, că au fost foarte multe meciuri ciudate în acest scandal, când efectiv echipa gazdă n-a reușit, deși era favorită, n-a reușit să facă mare, mare lucru. Deci, până la urmă, la acolo se tranșează lucrurile. Dar, nu știu dacă mergea acest scandal, dacă Eugen Pârvulescu a fost adus atunci, din nou, a fost adus să salveze echipa. Și până la urmă, iată, el și-a realizat, greu de tot, dar și-a realizat obiectivul. Și acum, dintr-o dată, Ciudată situație, vă spuneam, cu siguranță vom afla mai multe amănunte, dar tare mi-e frică că vom vorbi de acest caz în contextul intervenției Federației Române de Fotbal, DNA-ului și altor instituții, și cei care se fac de râs suntem noi. Dar am și o întrebare, dacă totuși autoritățile s-au implicat să facem acel stadion, vom vinde pe acesta, dărâmă, ce dărâmăm și facem un alt stadion frumos și care costă foarte mult. La ce naiba ne trebuie acest scandal? Sau de ce vrem neapărat să facem rău echipei? Mă turisesc că eu n-am înțeles. De asta v-am și prezentat ambele puncte de vedere. Rămâne ca dumneavoastră să, să vă lămuriți, așa cum spunem noi, despre situația care stă în spatele, în spatele acestei, acestei probleme. Pentru că, Uh, asta este asta este problema, dar nu, nu sunt vești bune din, uh, din perspectiva echipei de fotbal. Țineți minte că vă spuneam zilele trecute, poate chiar și aseară, faptul că uh, nu am mai văzut așa cazuri spectaculoase, are stări spectaculoase la uh, activitățile ale dna adică credeam că și-au mai luat o vacanță sau în orice caz nu n au mai fost lucruri foarte spectaculoase. Vreau să vă spun că lucrurile au, au evoluat foarte interesant astăzi din acest punct de vedere și totuși la nivelul unui municipiu ca Miercurea Ciuc acum, apropo de zona, zona maghiară din Harghita, Uh, S-au făcut arestări spectaculoase, și iată că, procurorul ba din contră, mai pe seara a mai apărut un caz, deci, din nou, revenim la cazurile spectaculoase de corupție, pe care Direcția Națională Anticorupție le anchetează cu destul succes, pentru că o să vedeți despre ce caz este vorba. Uh, procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Au efectuat percheziții la primăria Miercurea Ciuc în, într-un dosar privind suspiciuni de corupție. De data asta fiind vorba de primar și de viceprimar, e vorba de Robert Calman Radului, Robert Radului sau ceva de geagea, care ar fi primit lunar mită 10.000 de euro de la o firmă care taxează locurile de parcare din municipiu. Cum spuneam primarul și viceprimarul au fost reținuți în, pentru acte de corupție din perioada 2007-2015. Dar aș vrea să vă, și perchezițiile s-au desfășurat și în Harghita, Mureș și Ilfov. Dar aș vrea să vă spun să vedeți ce acuzații grave îi se, se, aduce edilului de Miercuri Aciu, pentru că mie cel puțin e o, un concurs de infracțiuni în care e de mirare că mai este în mai era în libertate și cu faptul că procurorii l-au reținut, tare mi-e frică pentru el că nu va scăpa foarte ușor, deci se va ajunge clar la condamnări. Deci apropo de prezunția de nevinovăție, mie mi se pare că e destul de groasă, de, de, destul de gros dosarul la adresa sa. Uh, Radului Robert Calman a fost adus, uh, apropo că a fost și în primărie când s a făcut perchezițiile astăzi, uh, și uh, ar fi primit pe lângă cei 10.000 de euro lunar pentru firma de, la firma de parcare. Ar fi primit 2 miliarde de lei vechi, 200.000 de lei în schimbul obținerii autorizațiilor de construcție și pentru realizarea amenajărilor rutiere necesare construirii și funcționării hipermarketului de demand din Miercurea Ciuc. Altă faptă vizată ar fi abuz în serviciu în legătură cu atribuirea unei locuințe ANL în favoarea unui consilier județean din CJ Harghita. Primarul ar mai fi condiționat atribuirea contractului de servicii având ca obiect servicii de telefonie mobilă în favoarea unei firme cunoscute de telefonie și acolo a primit 5.000 de euro. Prim, același primar și viceprimarul care a fost reținut împreună cu el ar fi obținut foloase necuvenite de la SEC Topo Service SA în perioada 2007-2014 pentru a aproba plăți nejustificate în mai multe tranșe în favoarea firmei care a avut contract de executare a lucrărilor de cadastru de general, deși nu erau îndeplinite condiții tehnice și de legalitate. Potrivit surselor judiciare, viceprimarul Soc Domocoș, în calitate de președinte al Comisiei de Evaluare a Ofertelor, a favorizat Sece Garden Center Group din București, care a primit un contract de lucrări de la administrația locală Miercurea Ciuc, având ca obiectiv amenajare zona verde, în fine, în valoare estimată de 1,3 milioane de lei. Finanțarea obiectivului de investiție a fost supradimensionată de 100 de ori. A, apropo de personajul ăsta, n-am avut noi ocazia să vorbim, dar să știți că el a mai făcut nefăcute și prin 2014, Uh, a fost acuzat de violență și în 2013 și în 2014, dar apropo de 2014, uh, uh, în plângerea aia către poliție, uh, a agresat în timpul unei ședințe a grupului UDMR din Consiliul Local pe un consilier al acestei formațiuni și că nu este pentru prima dată când ar fi fost violent cu consilierii locali și chiar cu unul dintre viceprimari. Deci a bătut și consilier, a bătut și a bătut și un viceprimar, așa că e un om de, extrem de periculos și dacă ne uităm după ce a făcut uh, rost din fiecare contract, a făcut și foarte mulți bani. Iată că până la urmă i s-a înfundat și vă spuneam, după după experiența ultimilor uh, după experiența ultimilor luni din activitatea DNA Cred că nu se pune problema să, să scape uh, cu prea puțin, și, uh, deci, cu siguranță, sunt și alte lucruri de care este acuzat, pe care le vor proba, uh, le vor proba procurorii în instanță. Uh, vreau să vă spun uh, apropo de evenimente, de numele grele care sunt uh, vehiculate la acest moment în. Uh, în media că astăzi am avut. Uh, am mai avut încă două evenimente, cel puțin uh, la fel de importante. Dar, uh, dacă îmi permiteți, să pot să mă și să le și găsesc. Că am trecut de la una la alta, și anume, directorul Regii Autonome uh, a Protocolului de stat a fost arestat. Foarte interesant. Uh, Directorul APPS-ului uh, uh, e vorba de Gabriel Surdu, se numea el. A fost reținut de procurorii din Nea în dosarul în care este suspectat că i-a cerut șefului Consiliul Județean Buzău să faciliteze firmei sale pe care o conducea printr-un intermediar obținerea unui contract pentru lucrări de canalizare în valoare de aproape 11 milioane de euro. De ce vorbim? Iată ce sume. Surdu, uh, Georgian Gabriel Surdu, a, astăzi după ma, masă l-au ridicat, după perchezițiile care au avut loc la sediul preapPS-ului. Procurorii de au făcut miercuri patru percheziții în București și Prahova la sediul APPS, la o firmă și la locuințele unor persoane suspectate de fapte de corupție care ar fi fost comise în perioada 2013-2014. Vă dați seama cine a dat pe goarnă de Cristinel Bugiu, că altfel nu văd de s-au dus foarte sigur procurorii la locul faptelor. Sursele judiciare au declarat pentru Media Fals că șeful RAPPS, Georgian Gabriel Surdu, este suspectat că în vara anului 2013 ar fi cerut președintelui Consiliului Județean Buzău, Cristinel Bugiu, în prezent suspendat din funcție, să-i faciliteze obținerea unor contracte de lucrări în județul Buzău pentru Sece Construct Co-Grup SRL, firmă pe care o conducea printr-un intermediar. Cristinel Bugiu ar fi fost de acord cu cererea lui Gabriel Surdu și l-ar fi sprijinit să obțină un contract de lucrări pentru Sece Construct. Cred că e invers de dat. Ba da, așa, ba da, e foarte... Dar pentru SC Construct grup. în comuna Gherghiasa, în schimbul intervenției sale, pe lângă primarul localității Buzene, fiind solicitat, 8% din valoarea contractului au precizat surse. A mai coborât, vorbeam de 20%, știți? Ba chiar și mai mult. Acum suntem doar la 8%. În acest pardon... Băgiul ar fi prezentat pe Horațiu Daniel Vidan Popa, primarul localității Gheorgheasa, iar în 21 mai 2014, între primăria Gheorgheasa și SC, așa, firma administrată de Vidan, a fost încheiat contractul de lucrări, de proiectare și execuție privind modernizarea drumului în valoare de 48 de milioane, respectiv 11 milioane de euro. Apropo de Cristinel Băgiu, știind cine a fost, fostul președinte al Consiliului Județean Buzău, fost senator, fost prefect și, al, și care cred că e a restat preventiv, din câte știu eu, pentru la de mită, dar nu știu dacă e în, este cu arest sever sau la domiciliu. Deci, cu siguranță, de acolo e clar, după cum e formulat rechizitoriu, ce ia fragmentul acela, duce clar la o mărturisire alu a acestuia și asta este n -avem, n -avem, ce ne face, trebuie să să respectăm uh, legea și când cine, cine o încalcă cine o încalcă trebuie să plătească aceste, aceste lucruri uh, acum Mergem mai departe, abandonăm, uh, uh, să zicem, încă nu abandonăm subiectele sportive, pentru că astăzi de neau a mai făcut uh, o cer cerere, arestarea preventivă a lui Gheorghe Buneastancu, fostul președinte de Consiliul de Țean de la Brăila, în dosarul privind finanțarea cluburilor sportive. Aici avem o problemă de la de la Brăila la Târgu Mure și peste la Ploiești, finanțarea cluburilor sportive a ridicat mari profesii și tare mi-e frică că în perioada, în perioada următoare vor mai apare și alte cazuri pentru că primăriile au finanțat aceste cluburi, dar se pare că n-au făcut, -au făcut o tocmai, tocmai legal. Uh, apropo, ca să terminăm cu subiectele juridice, într-un final uh, pare să se facă dreptate, deși pun pariu că nu se va întâmpla nimic, pentru că autoritățile noastre la nivel european nu prea sunt băgate în seamă. În alta curte de casație și justiție a decis miercuri arestarea preventivă în lipsă pentru 30 de zile a fostului deputat Marco Atila, acuzat în dosarul NRP, au declarat pentru pentru agenție de presă surse judiciare. Instanța Supremă a admis propunerea procurorilor DNA de arestare preventivă în lipsa lui Marco Atila, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului Departamentul pentru Relații Internice la data comiterii faptelor. Bine, decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Dar eu pun pariu că pe Atila nu-l aduce nimeni în România, cel puțin în perioada următoare, deși Normal așa ar fi să fie, păi dacă tot îi băgă, i băgă, am băgat pe toți la dub din lotul ANRP din comisia respectivă, deși încă o paranteză, greu, bine, e clar că s-a demonstrat că au luat bani, clar că e corupție, dar vreau să vă spun că greu pentru ăia, pentru cei membri respectivi, deci ar trebui schimbată și legea cumva, pentru că dacă eu sunt membru acolo, dar eu nu mă pricep la asta și îmi vine un evaluator și spune, bă, pixul ăsta, telefonul ăsta costă atât, nu pot să-l contrazic dacă nu sunt de specialitate. Deci, ar trebui să punem oameni care să priceapă în anumite funcții, nu pe liste de partid, că iată ce se întâmplă. Dar știți cum era? Era nevoie de bani la partide și automat nu mai țineam cont de, de aceste lucruri. Uh, sunt, uh, uh, suntem la momentul altor știri importante avem un parlament în parlament am avem un deputat care n-a trecut ar e să spunem așa nu s-a aprobat ridicarea imunității pentru lor Deputatul PSD Ion Ochi a fost scăpat miercuri de colegii parlamentari de la arestul preventiv. Liderul grupului PSD, Marian Neașu, a declarat că modul în care deputatul Ochi a susținut cauza a fost determinant pentru decizia finală a deputaților, chiar dacă grupul PSD hotărâse să se, să se acorde un vot pentru arestare. Neașu a tras concluzia că probabil multor parlamentari le-a ajuns cu astfel de proceduri spunea el, cred că și de asta, și de asta dată modalitatea în care domnul deputat Ochi și-a susținut cauza în fața colegilor mei a fost determinantă. Dispozițiile pe care noi le-am dat în grupul parlamentar a fost ca de fiecare dată de adoptarea a cererii de arestare preventivă. Eu am votat pentru. De unde au ieșit celelalte voturi, mi-e greu să mă pronunț în momentul, în momentul, acesta. Cred că votul a fost destul de împărțit, a spus Marian Neașu. Acum vreau să vă spun că, într-adevăr, e o problemă cu această imunitate. Cum să vă spun, e în continuare. Se întâmplă, știți cum e. Vezi, doamne, la anumite cazuri se întâmplă, anumiți parlamentari nu se votează pe. Dar cred că în același timp și în continuare, mă. Deci, a ridica imunitatea totală a parlamentarilor nu este în regulă. Părerea mea, și am mai spus-o și o să o repet de fiecare dată, poate înțelege cineva că am putea să facem altfel. Adică, pe chestii juridice, într-adevăr, le, le ridici imunitatea parlamentarilor. Adică acceptăm de la început. Dar la fel de firesc ar fi ca procurori, judecători, care beneficiază de statutul magistraților, de o anumită imunitate. Știți că dacă vrei să arestezi un judecător, trebuie să ceri acordul ce se mește acelalalt. Să se facă la fel. Adică de ce să fie dacă parlamentarul nu mai este la, să zicem așa, automat, să fie și judecătorul sau procurorul. Și mai mult apropo de judecători, bun, când se constată că judecata a fost trâmbă, deci că s-a greșit, când avem condamnări la CEDO, păi mă frate, să răspundă judecătorul respectiv, a făcut pagube statului român. Deci, așa ar fi logic. Și atunci nu ar mai avea nimeni nicio problemă. Așa ne, ne, dăm vina unii pe alții. Adică venim din partea asta și spunem, domne, la politicii să se retragă. Eu i spun da, domne, dar și ăștia Și cu ce aș că și ăștia au greșit. Și dovadă că s-a mai întâmplat ca judecătorii să nu dea mandate. Dar, una, una e alta, alta, e totuși o imagine proastă pe care o lasă Parlamentul în continuare cu ridicarea, cu faptul că se refuză accesul justiției pe anumite pe anumite cazuri. Dar cum se vă, dacă se modifică constituția, lucru de care mă îndoiesc da în fine, sunt să fim optimiști. Dă, poate, poate totuși se vor întâmpla. Dă, și, dă, sunt dă, așa, vreau să vă spun. Avem aici mai multe mesaje. Un telespectator uh, ne spune așa. Vă rog să sancționați fotbal Craiova. M-am uitat la meci și s-a vândut meciul. De ce nu mai joacă Craiova? Pentru că nu sunt în cupă. Dacă vă uitați la meci, este un joc vândut cu până acum a jucat bine și acum nu mai joacă. Scoateți din fotbal că, care fac măgării și arbitru trebuia să dea 11 metri pentru Craiova. Ori joacă fotbal, o să se lasă de fotbal. Și spunea același telespectator, mai spus, azi guvernul a mai scăpat un deputat de pușcărie pe ochii șori. Să fură țara, este jefuită și ponta închide ochii, spune un alt, un alt mesaj. Uh, da, acum vreau să vă zic un lucru, nu știu rezultatul de la Crava, -am, am înțeles că a, luat, a fost înfrântă... Uh, a, fost, a fost înfrântă uh, echipa universității, da, într-adevăr nu e joacă în cupele europene, dar vă spuneam de multe ori nu e neapărat blat cât nu ți intră mingea în poartă, dar am abandonat subiectele de, de sport. Ne îndreptăm din nou atenția spre, spre partea, să zic așa, și politică și economică, mai ales că se întâmplă și alte lucruri, chiar dacă, să zicem, subiectul Numărul 1 la noi, în gorj, a fost clar cel legat de panduri și cu siguranță va mai fi, dar sunt și alte lucruri destul de interesante. De exemplu, colegii de la Antena 3 sunt puși la colți pardon, de Direcția Națională Anticorupție care au acuzat deci Nistor Călin, procuror șef ajunct al Direcției Naționale Anticorupție, răspunde la o serie de acuzații lansate în cadrul emisiunii Exces de Putere. Pe parcurs emisiunii menționate au fost prezentate pozițiile unor membri ai familiei lui Deaconeasa Gheorghe, fost șef al alcoolului Silvii Voinea, s-a invitat în studio. În contextul emisiunii s-a acreditat ideea total falsă că deaconeasa Gheorghe a devenit subiect al unor dosare penale instrumentate de procurorul Nistor Călin, procuror șef așa, care ar fi avut alte motivații decât cele de natură strict juridică. Între acestea, așa zis, motivații ar fi faptul că deaconeasa Gheorghe a fost omul care a incomodat-o pe Elena Udrea, ori faptul că procurorul a declanșat o vedetă determinată de refuzul lui deaconeasa Gheorghe de a-i plăti o mită cerută prin fosta avocată acestuia Ionescu Manca Nicoleta pentru a stopa anchetele. Intervențiile membrilor familiei de Aconeasa Gheorghe au fost susținute și completate de invitații din același studio. Prin afirmații nereale, trunchiate, ori vădite dențioase, menite a crea o imagine defavorabilă atât procurorului șef ajunct al DNA cât și instituții. Moderatoarea emisiunii, Ioana Stancu, a adoptat o conduită în dezacord cu normele de ontologie jurnaliste, formulând concluzii denigratoare la adresa procurorului Călin Nistor, bazate pe, pe speculații ori pe informații false. În încercarea de a mima echilibru și obiectivitatea, realizatoarea emisiunii a recurs la un experiment ieftin, îndemnându pe domnul Nistor Colin în timpul transmiterii emisiunii să-și exprime un punct de vedere. Respectiva stratagemă nu poate disimula încărcarea principiului audi audiatur et altera, pars, având în vedere că nimeni nu are obligația să urmărească o emisiune oarecare în eventualitatea că ar putea fi nevoit să exprime un punct de vedere. Anterior transmiterii emisiunii, nici domnul Călin Niston, nici biroul de informare și relații publice al DNA nu a fost contactat de realizatoarea producătorii emisiunii pentru a formula un punct de vedere. De astfel, majoritatea aspectelor puse în discuție în emisiunea din data de 24 aprilie au fost analizate de inspecția judiciară al Consiliului Superior al Magistraturii ca urmare a sesizării petenților. De Aconeasa Gheorghe, De Aconeasa Rodica și Man Gabriela, care au expus critici privind modul de instrumentare a unor cauze penale de către magistrații din cadrul DNA, între care și domnul Nistor Călin. În data de 5 martie 2015, pe verificările verificărilor efectuate, inspecția joa a dispus clasarea sesizării. Uh, bun. Uh, acum vreau să vă spun un lucru. Uh, nu că îi apăr pe cei de la antenina au nevoie, sunt destul de mari să se apere și singuri. Însă se întâmplă un lucru. În primul rând, că n-am văzut vreodată până acum, ca, de exemplu, inspecția judiciară a Consiliului Superior a Magistraturii să ia apărarea celui care acuză vreun procuror, judecător sau mai știu ce altceva. Nu, niciun caz. A fost vorba de președintele Băsescu la vremea respectivă, Ponta sau altcineva, nu se ia. În al doilea rând, însă, ziariștii au și ei dreptul la opinie. Încă o dată, deci faptul că tu încerci ca justiție, aici e o mare problemă și o sesiza și președintele Iohannis la vremea respectivă. Adică, mă, eu îmi exprim în baza unor informații, unor elemente, eu îmi exprim o părere. Că e bună sau rea, a, vrei să o contrazici, că nu are obligația să se uite la emisiune. E, s-a uitat după, că dovadă că e reacția. Nu e chiar, nu e chiar așa. Uh, și trebuie neapărat să fie prin, uh, E adevărat că legea audiovizuală spune aceste lucruri pe care le repetă și uh, comunicatul DNA-ului. Nu, aș vrea, să, aș vrea să spun altceva: că aceste lucruri de comunicare nu fac bine instituții în cazul acesta DNA. De ce vă spun? Pentru că, practic, uh, să zicem că emisiunea respectivă cu un rating bun a trecut. Eventual, veneai cu o dreblă replică sau ceva de genul ăsta faptul că vii cu chestia asta, mă, practic, ba pe amătii și alte chestii, nu știu cât uh, rezultat dau, pentru că automat nu mai sunt aceiași auditori care să vadă și unul și în punctul celălalt. Logic ar fi să ceri poziția oficială a acestor instituții, dar pe de altă parte, acolo sunt ceva lucruri care nu se leagă, așa că vom mai vedea și în cazul acela când va ajunge în instanță. Uh, Mergem la alte informații, vreau să vă spun că unele chiar sunt șocante și de ce vă spun acest lucru, ia gândiți-vă că numele lui Sorin Oancea, cel care a fost pe la antene, s-a certat cu Voiculescu, a preluat B1 și acum e cam pe, pe faliment așa din ce se vorbește despre post, Numele lui Sorin Nuance a fost vehiculat printre favoriții la înlocuirea lui Stelian Tănase în fruntea TVR. Șeful de la B1 TV spune că nu este interesat de o astfel de funcție într-un comunicat de presă remis redacției. Așa cum precizan spune el și cu mai bine de un an când s-a mai fi vehiculat informația legată de o eventuală prezență a mea pe o listă privind conducea TVR, țin să menționez din nou că acest lucru nu este de actualitate. Reamintesc că acest moment sunt implicat atât ca director general, cât și ca acționar alături de Bobi Păunescu într-un proiect aflat în plină desfășurare, postul de televiziune de știri b TV. Mulțumesc din nou celor care s-au gândit la mine că aș putea face față unei asemenea provocări. Ce este clar cu siguranță, Stelian Tănase nu va mai rămâne foarte mult uh, la conducerea TVR și a spune eu pe undeva întemeiat nu este TVR-ul ar trebui să fie o altfel de televiziune, Stelian Tănase n-a reușit să facă acest lucru. Apropo pentru până a ne întoarce la Gorj, haideți să vă prezint o chestie curioasă, dar foarte interesantă. Poate o comentați dumneavoastră colegii de la știri pe surse, o prezintă. Deputatul Cornel George Comșa a înaintat o cerere biroului permanent al Camerei Deputaților, prin care solicită o lună de concediu parental. Potrivit legii, el are acest drept după absolvirea unui curs de puericultură, adică de creșterea copiilor. Deputatul a urmat cursul și a atașat diploma obținută la solicitarea de concediu. Colegii săi au aprobat cererea. Aplaudăm! Foarte interesant! Ne-a deputatul ăsta Comșa, așa? va fi babysitter pentru o lună. Ce n-am înțeles eu e că măcar el și a patalamau. are concediu cu acte în regulă. Noi avem foarte mulți parlamentari care sunt în concediu permanent fără acte. Deci poate unii sunt și prezenți, că cred că mai și votează. De fapt am mai văzut cu luni în urmă, cred, sau nu, cred că era mandatul trecut. Un anumit domn deputat era a fost în ziua respectivă la Târgu Jiu și vreau să vă spun că mă îndoiesc că a reușit să ajungă în câteva uh, ore, adică un, un, două ore la București ca să voteze nu știu ce lege după care a apărut ca a fi dintre votanți și era și o lege controversată. Deci cu siguranță cartela a votat nu deputatul respectiv dar în fine nu, nu asta e problema. Deci să-i crească copilul și domnia sa poate își găsește și altceva de făcut, dacă tot meseria asta de parlamentar l-a obosit atât de mult încât trebuie să-și ia un concediu după ce tocmai a venit din unul de Paște, după ce tocmai a venit din unul de iarnă și mare o lună și intră în celălalt, că de fapt ce își luă? Își luă luna mai, că din iunie, spre sfârșit de iunie, se intră în, în vacanța parlamentară. Deci, e de bine E de bine, și o, asemenea, și o asemenea veste, în sensul că domnia sa uh, are, cu ce, are ce să facă. Uh, în același timp, uh, uh, apropo de știrile uh, importante ale zilei, vreau să vă spun că s-a mai întâmplat un lucru astăzi. Și a spune că e puțin ciudat pentru că o eminență cenușie a fostului PDL, a trecut după aceea în PNL, după aceea în PLR și acum a plecat de tot. E vorba de Mihai Stănișoară, e fost parlamentar de județul vecin, de Mehedinți. Uh, deputat și senator, fără întrerupe în ultimii 15 ani, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate și fost ministru al apărării, Mihai Stănișoară și-a depus miercuri demisia din Parlament. Potrivit secretarului Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, Stănișoară și-a dat demisia din motive personale, având un alt proiect profesional. Stănișoară și-a depus demisia la birou permanent și acesta va fi citit în ședința de plen de miercuri. Mihai Strinșare era deputat independent de la 1 septembrie 2014, dar activat pe lângă grupul PC, PLR. Deci, Strinșare și-a luat o pauză. Acum vedem o să aflăm probabil ce se ascunde în urma chestia aștia, că va fi o trecere din nou spre PNL, că se întâmplă alt lucru, dar bănuiesc că nu pleca din parlament dacă dorea să dacă dorea doar să treacă dintr-o parte în alta, acum i-a fost obiceiul în ultimii, în ultimii ani. Sunt... Avea, a, vreau să vă mai spun un lucru foarte interesant, tocmai vă vorbeam de inspecția judiciară și nu pot să ratez chestia asta. Consiliul Suprem al Magistraturii consideră că Ion Cristoiu a afectat independența, independența DNA. Așa, așa o fi. Așa o fi, dar eu știu cum afectează un ziarist când spune anumite, anumite lucruri. Uh, nu mai comentăm acest caz, uh, dar uh, iată totuși a apărut uh, pe agenții. Uh, o explicație a lui Stănișoara de ce renunță doresc să vă informez despre decizia mea de a demisiona atât din calitate de parlamentar, de membru al Camerei Deputaților, cât și de membru al Partidului Liberal Reformator, începând de astăzi, 29 aprilie. După delungată deliberare și autonaliză, am hotărât că drumul pe care îl voi urma de acum înainte să nu mai includă cel puțin o perioadă politica de partid sau cea parlamentară. Celor care m-au votat și mi-au încredințat mandatele de membru al Parlamentului României le mulțumesc și îi asigur de respectul meu și de recunoștința mea. Activitatea politică pe care am desfășurat-o a avut mereu în centru rezolvarea problemelor comunității de pe care am reprezentat-o. Le mulțumesc celor, care, celor cu care am avut onoarea și pri privilegiul de a colabora în cei 15 ani de serviciu public. Este într-o comunicare de presă transmis uh, de Mihai Stănișoară. Da, e un succes în altceva acest Poate se gândește și alți parlamentari care oricum n-au făcut. Uh, N-au prea făcut mare lucru în mandatul de parlamentar să facă ceva util pentru, pentru societate. Da, vreau să vă spun că între timp au mai apărut mesaje. Unul dintre ei spune așa. V-aș ruga frumos, aș vrea și eu un loc de muncă, pentru că la firma unde a lucrat, firma Prospecțiunii, a băgat o video tender în faliment și sunt în șomaj la turcea, în rovinari, bulteni, nu se mai fac angajeri. Nu vreau salariu mare, măcar să fie un salariu de 15 milioane vechi. Și vă doresc o seară bună, știu că nu puteți să-l creați locuri de muncă, dar sindicate nu pot la firma lui Ovidiu Tender, șoferii au furat motorina și de aceea au băgat-o în faliment, lucrăm pentru Petrom. Da, sunt mai multe informații într-un singur mesaj. Dacă cineva are un loc de muncă pentru domnia sa, poate să ne lase un mesaj și noi facem legătura respectivă. Spuneam, spuneam despre faptul că sunt faze, sunt evenimente în desfășurare și cu siguranță o să mai vedem o să vă mai vedem și alte lucruri. Ne îndreptăm acum atenția spre gorj pentru ultimele minute. Deci am început cu gorjul și revenim în gorj. De data aceasta însă nu la fotbal, ci revenim asupra a două știri, una v dat-o și aseară, faptul că Sindicaliștii că minerii și energeticienii vor face 10 zile de concedi, de șomaj tehnic în luna mai. Vreau să vă spun că aseară vă spuneam că nu era vorba chiar de toți, cel puțin se vorbea doar de Craiova. Iată că de fapt este uh, sindicaliștii din minerii și energie au primit o veste într-o mai bună la ședința comisiei paritare care a avut loc ieri la sediul sucursalei Divizia minieră din cadrul Ceoltenia. Oltenia. Administrația a transmis sindicaliștilor că toți salariații vor fi trimiși acasă 10 zile din luna mai cu 75% din salariu, excepție făcând parțial cei din termocentrala Rovina și de la carierele aferente termocentralei. Responsabilii din Compres spun că discuția a fost una de principiu și că deocamdată nu se știe cu exactitate ce unități vor intra în întrerupere de activitate în luna viitoare. De fapt, da, în luna viitoare, pentru că mai avem o zi din luna aprilie, alte ziare s-au grăbit astăzi să anunțe și cine intră, cine nu intră, dar eu zic că uh, cele mai cu, clar cu probleme și vor intra în șomaș tehnici vor fi zona Motru, Mehedin, zona Jil, zona Peșteana, zona Ișanța, zona Craiova, zona Turceni uh, și din zona TESA și operativul a declarat Dumitru Pârvulescu, vicepreședinte al Federației Naționale Mine Energie. De asemenea, Sorin Olaru, cel care reprezintă CE Oltenia, a spus că deocamdată sunt director ajunct în cadrul Direcției de Resurse Umane, a spus că încă sunt, încă sunt discuție, cităm, dacă se oprește activitatea la Ișalnița, cei care alimentează Ișalnița, Lupoaia și Roșiuța vor avea activitatea întreruptă, dar o perioadă scurtă luna mai. Termorovina nu are activitatea întreruptă în luna mai, având în vedere costul de producție foarte redus. Probabil că dacă la Turceni se va opri un bloc energetic, zona de, zona de Gilles care alimentează Turcenul, va avea o întrerupere de activitate. Sunt doar discuții preliminare. Și cum era și firesc, unele sindicate acceptă, unele nu. Cei de la Craiova acceptă, de fapt, nici nu produc nimic din ce am înțeles eu de foarte mult timp, adică funcționează doar așa când și când și foarte puțin. Uh, liderul SMO, uh, Gabriel Căldărușe, uh, a spus, uh, am văzut despre situația de la Ișalnița, așa ne dăm seama de cererea de care este la ora actuală pe piața de energie, am citit și eu informația, mi-a venit din presă, vom discuta aceste aspecte în cadrul acestei comisii. Deci, uh, nea Căldărușe, dacă informația ți-a venit din presă, ai o mare problemă. Eu credeam că ar trebui să-ți vină pe calea aceea de că de-aia lucrezi, lucrezi în minerit, ești un lider de sindicat și nu lucrezi la proza, dar în fine. Suntem, apropo de știrile din, din minerit, mai avem una dată tot de colegii de la Panduru și să știți că asta chiar e deja cu probleme. Sindicaliștii au fost informațieri la ședința Comisiei Paritare, întruită la nivel de complex Oltenia, că personalul ce va fi disponibilizat de la 1 iunie, adică 1964 de persoane, ar putea primi în mai multe tranșe sumele acordate drept plus compensatorii. Păi, stați puțin, nu e vorba de sume foarte mari, că dacă am înțeles-o bine, e vorba de maxim 6 salarii, adică uneva 130-150 de milioane lei vechi. Deci dacă ăsta e un efort prea mare pentru companie și atenție, nu se ia, ia, toți așa, ci destul de puțin ia atât, atunci trebuie să ne spunem, să ne întrebăm de stabilitatea economică a co ului mai ales că atenție, astăzi trebuia să se dea salariile în condițiile în care trebuia să, să fie făcut de câteva zile să primească să și să primească oamenii salarii în CEO. Dar și despre CEO și despre multe altele, mai avem o zi să vorbim din această săptămână și din această lună aprilie, ne întâlnim și mâine seară la aceeași oră, la ordinea de zi. Mulțumesc pentru atenție, la revedere, vă las în continuare cu muzica și Gigi Vasile.